Salutare, numele meu este Pera Novakovic și vreau să-ți vorbesc despre cât de benefică este investiția în transpersonal. Să-ți spun ce înțeleg prin asta. În anul 2005 am plecat de la Politehnică, eram anul 5, mai aveam 7 examene și licența și efectiv după un proces interior puternic de vreo 3 ani de zile mi-am descoperit vocația, misiunea, menirea. Eu citeam de vreo 3 ani de zile psihologie, dezvoltare personală așa, care era la început pe atunci în România. Și văzând schimbări în mine, văzând că mi-am îmbunătățit calitatea vieții, că am reușit să fac schimbări în felul în care sunt, în nivelul meu de conștiință, în faptul că am descoperit că am putere personală din nou, după toate traumele copilăriei și victimizarea prin care am trecut, nu? La 23-24 de ani am simțit că am putere personală. Pot să fac lucruri, pot să-mi determin rezultatele din viața de zi cu zi și pot să-mi creez realitatea și să-mi șlefuiesc destinul. Atât de mare a fost bucuria asta, redescoperirea asta de sine. Mi-am dat seama că și eu pot și că nu sunt legat de reguli, de legi culturale, religioase, sociale, economice. Încât am zis, asta este ceea ce vreau să fac tot restul vieții mele. Vreau să sap în mine, să scot din mine această comoară interioară. Cum i-am zis, prima mea carte s-a numit Personalitatea Alfa, descoperă comoara ascunsă din tine. Ce nu știam eu atunci era că descoperă comoara ascunsă din tine este o afirmație foarte transpersonală și care aparține practic psihologiei transpersonale. În primii ani de facultate, prin Anca Munteanu, am făcut un modul opțional de psihologie transpersonală în care am luat contact pentru prima oară cu o psihologie dincolo de psihologia clasică, care îți vorbește despre lucruri știute, despre creier, medical, o psihologie despre care ai auzit și tu probabil, da? Și chiar dezvoltare personală. Psihologia transpersonală spune că există adâncimi ale ființei umane la care nicio altă psihologie n-a ajuns din formele cunoscute. Iar psihologia transpersonală sondează aceste adâncimi necunoscute. Iar eu fiind un pionier, nu, al psihologiei, dorindu-mi să pătrund ca în Star Trek, știi, când zice acolo unde nimeni n-a ajuns vreodată. To boldly go where no one has gone before. Asta, da? Merge cu curaj acolo unde n-a fost nimeni niciodată încă. Ăla eram eu. Îmi doream să fiu acest explorator și psihologia transpersonală mi-a promis chestia asta, că prin metodologie și știință și lucruri concrete și practice te poate duce pe tărâmuri neexplorate încă, ale inconștientului uman, ale divinității, ale universului, ale iubirii și ale altor lucruri care par abstracte, nu? Îmi place foarte mult vorba care spune spiritualitatea nu este decât știință pe care oamenii n-au înțeles-o încă. Ei bine, intuiția mea mi-a spus de atunci, băi, caută în tine, merge în tine, dezvoltă în tine și este cea mai bună investiție pe care poți să o faci. Îți dau câteva exemple concrete. În căsnicia mea cu Oxana au fost momente când m-am simțit foarte rănit, nu? Când mi-au ieșit la suprafață traume. Îmi aduc aminte când amândoi eram orcoholici, munceam foarte mult, 10 ore, 14 ore pe zi, Oxana era plecată, eu făceam lansări online. Eram destul de deconectați pentru perioade bune din timp. Și când ajungea momentul evident al conflictului, nu? Și simțeam că eu am nevoie de ea, ea nevoie de mine, că nu eram acolo unul pentru altul, că nu ne conectam, că nu mai făceam sex, că nu mai comunicam, nu aveam timp pentru noi și multe altele și aveam conflicte și certuri în cuplu, ne reproșam, de exemplu, o chestie. Îi ziceam, uite, lucrezi 14 ore pe zi de ani de zile și nu ți-ai pus bani deoparte, încă nu ai 10 de mii, 100 de mii, milioane de euro. Și am zis, mie la fel, bă, nici și tu lucrezi ca descreeratul și nici tu n-ai bani deoparte, ce mă cerți pe mine? De exemplu, ăsta e un moment în care poți alegi să fii transpersonal. Și eu am ales și am spus așa, băi, eu am 35 de ani, nu? Acum 5 ani de zile. Și da, într-adevăr, chestia cu banii era o chestie care permanent era în viața mea o temă nerezolvată încă. Încă nu stăpâneam cu adevărat să înțeleg, băi, mecanismul ăsta al banilor cel puțin în viața mea. Și m-am uitat în oglindă și am zis, băi, Pera, asta este o responsabilitate ce ți aparține. Indiferent de Oxana ce face, Oxana sau ce nu face ea, soția ta, trebuie să stăpânești chestia asta cu banii, tu trebuie să-ți vezi de economiile tale, de banii tăi, de veniturile tale, de da, viața ta financiară. Și momentele astea au fost foarte multe, cu 10, dacă nu au fost sute, dar au fost 10 de momente, da? Când a apărut fiică mea, chiar nu de mult, acum 10 săptămâni, dacă urmărești canalul știi poveștile, terapeutul meu mi-a zis așa, cel mai bun profesor transpersonal este fiică ta, da? Și în momentul în care mi-a spus chestia asta, n-am înțeles exact la ce se referă, dar ce s-a întâmplat? Momentul în care tot ce-mi iese la suprafață din mine, da? Moment în care mi-e greu, moment în care mă nervez, nu mai am energie, nu știu ce să fac, simt în corpul meu anumite reacții necontrolate total când urlă fiică mea, da? Care sunt momente rare acum. Momentele alea, dacă le privesc din punct de vedere transpersonal, alea sunt momente de învățare extraordinare. Nimeni altcineva nu putea să mi le scoată la suprafață ca fiică mea, care e micuță,
Dacă nu ești transpersonal, zici, bă, uite aici o mogâldeață, o ființă mică, papa, caca, pișu, somn, și aia e. Și o ignori, îți vezi de treabă și muncești și... Dar în momentul în care iubești dezvoltarea personală și spirituală și evoluția și te uiți la ea, bă, asta e prof... ia-i profesorul. Da, doar privind transpersonal povestea asta, poți să înțelegi și să știi că ea, de fapt, este o conștiință pură, o energie transpersonală, o baterie de energie care, efectiv, radiază în jurul ei și curăță, dacă ai chestii în tine nelucrate, nerezolvate, accelerează procese. Da, aduce lumină acolo unde este întuneric, face inconștientul să devină conștient. E cel mai bun curs de dezvoltare personală. Relația de cuplu e cel mai bun curs de dezvoltare personală. Prin ce scoate relația de cuplu la suprafață, tu poți să șlefuiești spiritul, care devine un vehicul cu care vei ajunge acasă. Da? Și ca să înțelegi ce înseamnă și vehiculul ăsta spiritual și acasă, trebuie să mergi în psihologie transpersonală, pentru că doar ea explică foarte simplu și frumos ce înseamnă aceste lucruri. Da? Acasă și vehicul spiritual. Dar ideea este că psihologia transpersonală te învață aceste lucruri. Da? Și pentru că am investit tot timpul în povestea asta transpersonală, la început intuitiv, fără să știu, și apoi conștient, tot timpul m-am zis, ok, situația asta de viață, ce vrea să mă învețe, ce trebuie să dezvolt în mine, astfel încât să fac această problemă irelevantă, să nu mai existe. Și de când gândesc așa, privind 15 ani de viața mea în urmă, privind acești ani de zile, îmi dau seama că ea a fost cea mai bună investiție, pentru că absolut orice lucru am dezvoltat în mine ca urmare a acestui fel de a gândi, a adus dividende și beneficii foarte, foarte multe. Da? Progresia n-a fost aritmetică, ci geometrică. Am devenit un om din ce în ce mai fericit, din ce în ce mai împlinit, care trăiește într-o abundență din ce în ce mai mare. Și asta se datorează investiției în transpersonal, care înseamnă să înțelegi ce este sinele tău și sufletul tău și spiritul uman, să înțelegi ce este marele spirit, să înțelegi ce este iubirea în universul ăsta și pe pământ, cum poți să o iei conștient, să o pui în situații, să înțelegi ce este moartea, să înțelegi care ți este adevărata ta natură ca și ființă umană în universul ăsta și cum, care sunt regulile după care funcționează universul, forțele universului, nivelurile de conștiință în special. Da? Sunt niște unelte extrem de puternice care transformă viața unui om așa. E magie, dacă vrei. Dacă e cel mai aproape lucru de magie pe care îl știu. Și de aceea vreau să-ți recomand și ție să începi să pășești spre acest drum și să urmezi dictonul: omule, cunoaște-te pe tine însuți și vei cunoaște universul. Îți mulțumesc. Dacă ai orice fel de întrebări, evident, legat de transpersonal și ce înseamnă psihologia transpersonală, scrie-mi la peraront@personalitatealfa.com. Ciao!